Salutare și bine ați venit la un nou episod din Cărți și Alina. Cred că e ok volumul la chestia asta. Tocmai testăm ceva nou pentru că avem o zi minunată astăzi, pentru că ascultăm muzică ce ne place. Mă rog, sunt alte motive, dar nu o să intrăm acum în detalii. Ce o să facem astăzi? O să facem un book haul, bineînțeles, ca să pot să-mi dau cu firma în cap, cum am zis și data trecută, în sensul că am spus la sfârșitul anului trecut că o să încerc să o las mai ușor cu toate cumpărăturile astea de cărți, dar iată ce puteam să facem. Problema este, da, ce știm mai bine, adică să luăm cărți pe care nu apucăm să le citim, pentru că așa e tradiția. De fapt, toată chestia cu book haul-ul ăsta a plecat de la ideea că am uitat să vă arăt câteva cărți anul trecut și am mai primit câteva chestii de Crăciun și se strânseseră câteva titluri. Și cum am mai intrat în posesia câtorva alte titluri în ultima perioadă, am zis, de ce nu să facem un book haul, că cine știe când mai facem altul. Serios, cine știe când mai facem altul. Poate peste o lună, poate peste 20 de luni, nu? Da. Da. Ce faci așa acolo? În fine, să-i dăm drumul. Nu sunt într-o ordine anume toate cărțile alese, sunt pur și simplu... merge să-i dau asta jos. Sunt pur și simplu alese în funcție de... Sunt alese în funcție de dimensiune, astfel încât să nu ne trezim la un moment dat că ori să cadă pe noi și să ne îngroape. Da, sunt destule. O să încep cu o carte pe care am luat-o din această mini-vacanță la Cioflinceni, pe care am avut-o weekendul ăsta. For Us, The Living, de Robert A. Heinlein. Heinlein? Heinlein. Este o carte pe care am luat-o oarecum la pleznale, deși am zis că nu voi face chestia asta. M-a intrigat foarte mult ceea ce scria pe spate. Vrea să fie un SF care a fost scris undeva prin anii 30, dar publicat abia prin anii 2000 și nu mai știu cât. Oricum, după ce a murit s-a publicat și asta era o chestie care nu era foarte cunoscută de la acest individ de care nu am auzit niciodată oricum. Cum ar fi cealaltă pe care a scris-o el, care se numește Stranger in a Strange Land și care dă titlul unei piese Iron Maiden. Și pe care nu am cumpărat-o pentru că mi s-a părut mult mai interesantă asta după ce scrie pe spate, însă punctajul celălalt este mult mai bun decât asta. Yay, sunt cretină. Dar nu nimic, poate că mie o să-mi placă. Poate că... Da. M-am tras aici scaunul ca să nu le pun pe jos. Următoarea carte este luată tot din aceeași librărie din care a fost luată cea... Nu pot să-l dau pe stajos. Se numește The Wave, a novel by Todd Strasser. 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 Mă rog. Faza este că mi s-a părut interesantă cartea asta în momentul în care a venit Matei la mine cu ea și a zis, ia uite, cartea asta e interesantă. Și am zis, da, e interesantă. Nici de cum din cauza copertei sau coperții. Eu sunt... Coperții. Lasă-mă că eu nu mai știu nimic. Eu nu mai știu nimic. Se vrea a fi o carte care follow se petrece... Follow your gut. Da. Urmăresc mațele. Eu și cu Toma Alimos sau cum îl chema pe ăla. Nu mai știu. Cu mațele pe jos. Dacă știe cineva să ne scrie. Da, deci cartea asta e bazată pe nu știu ce incident care s-a întâmplat în California în 1969, scrie un pe spate. Experiment. Un experiment într-o clasă. La modul că discutau ăștia despre regimul nazist și s-a gândit profesorul de istorie să facă un experiment cu acest The Wave, The Wave fiind un fel de grupare. Se vede că ăștia seamănă așa cu un fel de... Mă rog. Sunt foarte curioasă de cum o să fie treaba asta, pare destul de marfă. Dacă știți ceva, vă rog, spuneți-mi. Spuneți-mi că eu nu am mai auzit de cărțile astea. Dar nu cum se termină, că aia zic eu. Nu. Ce mai avem? De la un magazin extrem de dubios cu coarne pe tavane și cruci întoarse, am găsit Dr. Crippen's Diary, an invention by Emlyn Williamson. Mă rog. Ceva dubios cu un criminal în serie de prin anii 1800, parcă așa scria pe aici pe undeva, de prin anii 1800, care a făcut foarte multe crime, nu-i așa, și este ficțiune toată treaba asta. Se vrea inspirație din viața ăstuia și evident s-a exagerat, s-au dus... Formă de jurnal. Da, e sub formă de jurnal, pe bune, chiar e, uite, cu dată, cu de-astea, cu... Ce-mi place e că e destul de veche cartea, n-am auzit niciodată de ea. A fost la un preț destul de ok
Și cum n-am mai văzut așa ceva și am zis că dacă nu o iau, nu știu dacă o să mă mai lovesc vreodată de asemenea titlu, am luat. Nu știu cât de coerent am fost acum, mi se pare că am zis ceva și am terminat cu ceva total din alt film. La derută. La derută, exact. Următoarea este o carte pe care am vrut să o iau de mai demult și am luat-o și am luat-o în engleză, ca după aia să aflu că în română era mult mai ieftină. Deci, dragilor, dacă vreți chestia asta, Do Androids Dream of Electric Ship, adică visează androizii oi electrice, de domnul Dick, romanul care a devenit Blade Runner. Am vrut foarte mult să văd care e faza, e cu nu știu ce război de pe pământ, adică nu prea m-am documentat astăzi că nu am avut atât de mult timp la dispoziție. Dar nu contează, am înțeles că este ceva total mind-blowing din moment ce și filmul a fost cică mind-blowing, eu nu l-am văzut, dar vreau foarte mult să-l văd. E vorba de domnul Dick, care este geniu SF. Dacă vreți la un preț mai bun, încercați la Nemirea. E mai ieftină. Tu știi ceva de cartea asta? Că totuși să nu mă fac chiar de rahat aici și ceva cu un vânător de recompense care încearcă să urmărească, evident, niște oameni. În fine, trebuia să citesc și eu puțin înainte. Să citești pe ea repede înainte. Mă fac aici de râs la oamenii ăștia mea, mă. Hai că de următoare poți să vorbești tu, că tu ai citit-o. Pe asta am primit-o împreună de Crăciun. Este W. Somerset Maugham, pe muchie de cuțit. Din câte am înțeles, este un fel de autobiografie? Da. Un fel de. Te rog, spune-ne câteva cuvinte fără să faci o recenzie completă. Păi nici n-am ce recenzie să fac la ea. E o carte pe care am citit-o efectiv într-o zi de dimineață până seara, pentru că mi-a plăcut extrem de mult. E foarte bine scrisă, e plină de umor de ăsta sarcastic, așa, britanic. Este povestea acestui Somerset Maugham la Paris, care cunoaște o familie și fără să vrea este tărât practic în secretele acestei familii, este forțat mai mult sau mai puțin să ia parte la diverse activități și nu, e o carte foarte mișto, are momente în care mi-a adus aminte de Narcis și Gură de Aur, momente inițiatice, momente de descoperire a sinelui, m-a fascinat, din moment ce am devorat-o într-o zi și arată și cât este de groasă, înseamnă că m-a fascinat. Da, o recomand. E foarte mișto. După aia am mai citit niște cărți de el, pentru că m-a prins stilul lui și la fel, mi-au plăcut. Dar asta chiar m-a plăcut. În continuare avem o carte pe care am terminat-o eu de citit destul de repede și pe care mi-a cumpărat-o Matei într-o zi în care eram tristă și pur și simplu m-am trezit cu ea. Și a fost foarte drăguț pentru că știți cum e când sunteți triști și vă treziți cu ceva super drăguț în față, parcă se mai schimbă puțin așa ziua. Malcolm, sau cum neaba e, Malcolm, de James Purdy. Mie mi se pare că e o carte foarte drăguță. E vorba despre acest puști care stă permanent pe o bancă în fața unui hotel de lux, așteptându-și tatăl. Pe măsură ce își petrece timpul acolo, la un moment dat se trezește băgat în seamă de un ce vrei să faci. Da, o să se plimbe pe aici Matei, dacă se mișcă ceva ele. Pe parcursul așteptării tatălui său, se întâlnește cu acest astrolog care îi aranjează niște întâlniri cu alte personaje destul de interesante, și anume un pitic la modul midget, nu era pitic, nu repara pantofi la modul Moș Crăciun, dar pur și simplu era un pitic care se ocupa cu pictură și alte de astea, o cântăreață de jazz. Jazz. Și, mă rog, tot felul de alte personaje din astea, unul mai colorat decât celălalt, unul mai piperat și mai sărat decât celălalt. Foarte drăguță cartea, nu pot să zic că este ceva care îți schimbă total viziunea asupra lumii, dar în orice caz ți-o mai modelează puțin. Este foarte drăguță, e destul de relaxantă și e chiar comică, are anumite pasaje în care chiar am râs. Da, eu chiar vă recomand. Mi se pare că i-am dat ori 3 ori 4 stele. Mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut. Mulțumesc, Matei. Plăcerea.
Următoarea carte am primit-o tot de la Matei de Crăciun și dacă v-ați uitat pe contul meu de Facebook, ați văzut și o poză cu dânsa. Este vorba despre Siddhartha și călătorie spre soare răsare de Hermann Hesse. Am văzut o recenzie a ei pe canalul Ioanei. Salut, Ioana, dacă te uiți la asta. Am început deja să o citesc, dar între timp, cum aveam fix cu Jane Eyre și cum am făcut rost de o copie de Jane Eyre, am citit Jane Eyre. Mă voi întoarce cât de curând la ea. La fel, mi-aduce aminte de Narcis și Gură de Aur, nu neapărat că ar fi scrisă de fix același autor. S-a terminat placa mea, mă? Mai are. În fine. Și chiar abia aștept să văd despre ce este vorba, treaba asta, să văd dacă într-adevăr seamănă atât de mult cu Narcis și Gură de Aur sau este pur și simplu o impresie de-a mea. Următoarea carte am primit-o tot de Crăciun și am primit-o după ce am terminat Crimul pe Nil, Moarte pe Nil. Moarte pe Nil, da, Moarte pe Nil de Agatha Christie și la sfârșitul cărții scriau ceva de crimă din Mesopotamia sau, mă rog, crima din Mesopotamia, deci tot Agatha Christie. Îmi place super mult ediția asta, am înțeles că e mai scumpă decât ar trebui să fie, dar oricum mulțumesc persoanei care mi-a făcut-o cadou încă o dată. E super drăguță și chiar abia aștept să o citesc și la fel mi se pare că seamănă foarte mult cu Moarte pe Nil și chiar vreau să descoper dacă seamănă sau este sau... Și drăguță e, mă! Da. Da, următoarea carte a fost câștigată la un concurs. Mulțumesc la Vinia Călina pentru Zona Zero. Mai multe lucruri cred că vă poate spune ea pe propriul ei canal, așa că vă rog, vizitați-l. Vă voi lăsa un link în descriere către canalul ei. Deci Zona Zero de Lavinia Călina, ceva cu zombie, din câte am înțeles, e ceva care se întâmplă în România. O să fie foarte dubios să citesc chestii în românește la modul... văd că e un personaj pe aici, Elena. Aș fi tare curioasă să aflu exact în ce oraș se petrece și poate n-am înțeles eu bine, poate nu se petrece în România, nu mai știu exact, nu sunt foarte informată în momentul de față, tocmai de-aia am de gând să încep să o citesc curând, în sensul de azi sau mâine. Și să vedem ce o să se întâmple, ce fel o să mi se pară. Mulțumesc din nou că am câștigat la un concurs de ale. Ce dubios e când stai acolo, că sunt obișnuită să stea aici și acum fuge capul încolo. Da, următoarea carte am primit-o de la cineva care a vrut foarte mult să ne trimită. Florin ne-a trimis cartea asta. El scrie aici un fan, dar mie așa nu știu cum, adică mă simt, adică multe mulțumit că ne-ai trimis cartea asta, Florin. Dar eu mă simt puțin ciudat să spună cineva că e fan, știi, adică mulțumim, dar mă sperie. În fine, este vorba despre Sânge satanic de Cristina Nemirovski, este o carte pe care am evitat foarte mult timp să o cumpăr sau să fac rost de ea sau să orice, pentru că ceva acolo undeva îmi spune că s-ar putea să nu-mi placă, îmi pare rău, nu e nimic personal, pur și simplu din ce am citit pe internet despre nu mi-a trezit niciun interes. Totuși, o să-i dau o încercare pentru că omul chiar a trimis cartea și chiar ar însemna probabil ceva pentru el dacă am citit-o și i-am face și o recenzie, așa că eu zic că o vom citi 100%, da, o să-i dăm o șansă. Dacă omul a insistat, trebuie să fie ceva de capul ei și chiar vrem să vedem care-i faza. Chiar sunt foarte curioasă, foarte curioasă. Mulțumim încă o dată, Florin! Ce e asta? Cowboys for Christ, de Robin Hardy, tipul care a regizat The Wicker Man. Este un film așa destul de cult din anii 70. Mergea, că am zis destul de cult? Sună dubios, destul de. Mă rog, eu vorba despre în filmul ăla, hai să zicem că o să punem pe undeva o imagine cu filmul ăla, care, apropo, din câte am înțeles, e și carte, nu? Sau nu e carte, e doar... În fine, faza este că este vorba despre un polițist care este chemat pe o insulă să investigheze dispariția unei copile, unei fete minore.
dispariție întâmplată de foarte curând și în momentul în care ajunge pe acea insulă descoperă că de fapt nimeni nu știe nimic de existența acelei fete și e ca și cum ar fi intrat aceasta în pământ. După mai multe investigații, realizează că ceva foarte, foarte dubios se întâmplă pe insula respectivă și vă invit să vedeți filmul pentru că merită 100%. E și puțin musical așa, nu? Nu e deloc musical, e singurul film în care Christopher Lee are un anul, îl confund. Cu Christopher Lee. E cu Christopher Lee. E cu Christopher Lee în tinerețe. În fine, eu zic că e musical că era faza aia când cânta aia să-l vrăjească pe ăla. Și un musical. Și era ea în fundul gol. Pe Wicca. Copii, nu vă uitați neapărat la... apar femei în fundul gol în filmul ăsta. Din anii 70, știți ce înseamnă asta? Perdele infinite de imaginație. Da, deci asta este făcută, Cowboys for Christ, este făcută, este scrisă de regizorul acestui film, scrie și aici. Nu știu dacă se vede bine, dar nu contează, acum experimentez și eu filmat fără să se uite cineva permanent să mă verifice. Am luat-o fix din motivul ăsta pentru că are legătură cu The Wicker Man. Ia uite ce zice exact Christopher Lee. Erotic, romantic, comic and horrific enough to lose the bowels of a bronze statue. To loosen the bowels of a bronze statue. Deci, despre ce este vorba din ce am înțeles așa... Băi, ce-mi place melodia asta. Din ce am înțeles așa de pe spate, pun el și o ea, care sunt super puri și provin din familii religioase, sunt deja promiși unul celuilalt de către familiile lor și se duc într-un orășel din ăsta dubios, nu mai știu cum naiba îi zice. Mă rog, se duc într-un orășel dubios ca să vadă exact ce... Mă rog, să mai audă cuvintele lui Dumnezeu și să întâlnească nu știu cult și alte chestii de genul ăsta. Și ajung acolo crezând că își vor aprofunda, să zicem așa, cunoștințele în cultul din care fac parte, dar surpriză, surpriză, ceva se întâmplă acolo. Ce mai exact? Pot să zic doar că scrie ceva de genul How innocent and wrong they are. Deci, din moment ce la un moment dat în The Wicker Man apar oameni cu măști de animale care făceau nu știu ce ritual pentru recolta, pentru recoltă, mă gândesc că și aici cine știe ce capete de bizoni apar, da. În fine, pare interesantă și tocmai de am luat-o, pentru că pare ceva total ieșit din comun și lucrurile astea chiar mă interesează. Tot de la magazinul dubios am luat-o. Din Cioflincen, da. Pe asta o las ultima, că o să fie interesantă pentru unii cel puțin. Următoarea carte este un roman grafic pe care mi-l doream de foarte mult timp și pe care în sfârșit am reușit într-o seară să-l găsesc la Călturești. Chestii care m-au uimit foarte mult, că în general au acolo doar chestii cu supereroi, și anume V for Vendetta de David Lloyd și Alan Moore. Sunt foarte încântată de el. Nu pot să vă zic mare lucru decât că s-a făcut și un film, cum probabil vă și dați seama după coperta cărții. Mă rog, e scris în anii 80, e Alan Moore, știți că mi-a plăcut super, super mult The Watchmen. Pe mine mă doare capul de câteva zile și mi-e... În fine, și de-aia abia aștept să-i dau o încercare pentru că am înțeles că e super mindfuck cartea asta și trebuie neapărat să-mi intre și mie în creier, practic. Ce să vă mai arăt eu așa? Îmi place că e color, nu știu de ce trăiam cu impresia că de fapt este alb-negru. Cred că m-am uitat de prea multe ori pe From Hell când am... reușit să o am în mână într-un magazin și am rămas cu impresia că și asta este tot. În cazul în care aveți idee dacă se găsește From Hell tot de Alan Moore în variantă color, chiar aș vrea să-mi spuneți, pentru că m-ar interesa mai mult în variantă color decât în ea alb-negru și, na, ce să zic, o să vă dau mai multe detalii despre V for Vendetta după ce o voi citi. Următoarea carte este tot din Cioflinceni. Îi zice Kilroy is here. Arată foarte violent și dubios, ceea ce ne-a și determinat să o cumpărăm, pentru că arată violent și dubios. Asta este epică. Nu știu ce se vede, dar Matei nu mă mai poate ajuta, căci el are alte
întrebări, căci lui nu-i mai pasă. Vezi, acum m-am tuns și pot să am bretonul pe ochi. Mă rog, doar pe un ochi, ca să fie cult. Da, am înțeles că e vorba despre acest Kilroy care, din ce am citit pe ne cel puțin, despre acest Kilroy care este protectorul celor slabi și în pericol. Și cam atât. Deci nu știu, are 3 și ceva. Chestia asta m-a dezamăgit puțin când am văzut când am văzut-o pe Goodreads, dar până la urmă fiecare apreciază în alt fel și nu mă las chiar total descurajată. Cert este că ceva îi se întâmplă acestui Kilroy după ce se implică în anumite evenimente mai... Vai ce față are asta! În anumite evenimente mai puțin ortodoxe, iată... Nu știu dacă se vede băiatul ăsta, dar are o față foarte... Da, sper să fie ceva de capul ei, chiar sper și... În fine, până la urmă este un alt roman grafic, chestie care îmi place oricum. O să ne distrăm... Ultima carte este tot din Cioflincen, tot de la magazinul dubios cu coarne și cu nu știu ce. Mai țineți minte Drugs Are Nice? Adică asta. Dacă nu țineți minte, căutați că e undeva prin episodul 2 al canalului ăstuia. Dacă nu, o să fac un I pe undeva pe aici, pe... Cred că în colțul ăla este un I care o să ducă fix la... Fix la canalul, la episodul cu Drugs Are Nice, în care vorbesc eu despre chestia asta. Asta este practic biografia sau autobiografia Lisei Crystal Carver. Și în ea, la un moment dat, aflăm că fata asta a făcut prin anii 90 un fanzin care se numea Roller Derby. Mă rog, ea este practic tipa care avea trupa Sack Dog împreună cu o altă... Dezaxată. Mai mult sau mai puțin, dezaxată era și ea până la urmă. E bine că te fuții acum pe aici, să-mi miști mie camera, lasă că știu eu. Și faza este că am dat, deci după ce am citit-o pe aia, cartea, am rămas total marcată de ea și de acest roller derby și am avut super marele noroc, deci copiii sub 18 ani sunt rugați să... oprească clipul aici eventual sau nu știu, pentru că asta nu știu cât le-ar putea pica lor bine ca recomandare. Deci am găsit, în sfârșit, am găsit, fără să caut de fapt, Roller Derby, colecția, cum ar veni. Adică aici sunt practic toate numerele din fanzinul ei, fanzin total dezaxat, deci ceva de genul ăsta nu ați văzut niciodată. Este... Nici nu știu... Este ceva... Super marfă. Mie și n-aș pas să arăt coperta din spate, pentru că... Dacă nu mai e foarte mult timp. Da, deci este ceva... Un iepuraș care își taie singur gâtul. Sunt niște lucruri foarte... Ca să vă scârșați și să vă astea. Hai că până la urmă toți citiți Fifty Shades of Grey. Fifty Shades of Grey. Mă rog. Da, frate, este 18 plus, cam așa arată un număr, n-avem ce să facem, am găsit un număr în ea, sunt tot felul, adică un număr, cum ar veni, n-a că mă bâlbâi, vai ce... E alb-negru, exact cum ar trebui să fie un fanzin din punctul meu de vedere. Ce să mai, asta este un număr, cum am zis. Total bolnav, cu tot felul de desene. Dacă mai țineți minte când vă povesteam de Gigi Allin, e și el prezent. Iată un inorog. Deci, nu, sunt tot felul de desene obscene, tot felul de desene punct, tot felul de articole la modul, cum să vă explic. Cum se numea ăla? How do you keep your... explicite, da. Toate având rădăcinile în punk, deci e super explicabil. Tot felul de interviuri foarte interesante și, în fine, cam astea. Dacă vă interesează mai mult, o să vă dau mai multe detalii în momentul în care o să citesc și eu. Cam ăsta a fost episodul de astăzi, lunguț, dar asta este. Ne vedem data viitoare, adică foarte curând. Salut!